Lăudăm pe Iisus, dragii noștri, și ne bucurăm că intrăm din nou în casele dumneavoastră într-un nou an, cu o nouă emisiune, Zăstrea Maramureșului. Iată că și în această săptămână ne-am gândit să vă prezentăm niște oameni care au stat la baza multor inspirații care s-au părândat de-a lungul timpului. Când mă gândesc și când vorbesc despre inspirații, primul gând mă duce la costumul popular tradițional, pentru că astăzi vedem costumul tradițional oarecum domnit în mai multe feluri, adaptat după fiecare, după cum o considerat că este frumos sau este mai puțin frumos. Totuși, aș vrea doar să vă facem așa o mică analiză în cadrul acestei emisiuni, să vedem ce am păstrat, ce înseamnă autentic, ce înseamnă costum de strat nou și ce înseamnă costum stilizat. Pentru că nu tot ce-i făcut astăzi înseamnă costum tradițional autentic. Când mă refer la autentic, știm noi că avem niște parametri unde trebuie să ne încadrăm și de unde nu este bine să ieșim. Așa se face că în cadrul acestei emisiuni am invitat alături de mine o doamnă arhitect care este și creator de modă din București. A venit în Maramureș pentru a nu știu câtea oară, pentru că Maramureșul a stat la baza inspirației dumneavoastră. Ei cu mulți, cu câțiva zeci de ani în urmă, ca să nu zic neapărat mulți. Văzând costumul tradițional din Maramureș, având în sângele dumneaei arhitectura, s-a gândit din resturile pe care noi, maramureșenii, le-am lăsat deoparte să le pună în evidență într-o altă formulă. Vedem și astăzi, oarecum, că stă la modă. Sau e la modă, să mă exprim mai corect, lucrurile care nu mai sunt de actualitate sau nu le mai considerăm mândre, pentru că fie au fost pătate, fie au suferit niște mici probleme, multe dintre noi găzdoile le-am aruncat și le-am dat foc sau le-am țâpat pe râu sau le-am dat celora care nu văd cu ochii noștri problemele. Totuși, eu aici am un ștergar care, în primul rând, este un ștergar cu stele și dacă mă uit în spatele meu, la fel, am un țol cu stele. Deci iată că în două, trei cuvinte noi putem să vorbim de istoria noastră. Uitați ce frumos ștergar că anul centenarului anul centenarului care tocmai s-a încheiat în 2018, noi îl ducem mai departe. Uitați ce frumos tricolor. Au știut maramureșencele deoarecând să-l prezinte. Vedeți ce frumos și ce discret au pus la bază identitatea noastră. Într-un mic ștergar poate că am putea povesti mult timp de acum înainte. Dar haideți să vedem, doamna arhitect Dana Ardelea, ce a încercat să facă cu puținele resturi care le-a găsit pe la găzdoile de aici, de acolo și cum a reușit să le pună pe scena întregii lumi și cum a fost și cum a stat la baza multor, zic eu, case de modă, așa ca mici inspirații. Bine ați revenit în Maramureș. Iată că de această dată suntem într-un alt context, ne aflăm într-o altă idee și anume că tot am povestit de centenarul Marei Uniri și povesteam de nou și vechi, pentru că trăim într-o perioadă în care generația de astăzi greu s-ar adapta să se îmbrace zi de zi în costumul tradițional de acum câțiva zeci de ani. Și atunci, ca să nu se rupă în totalitate de autentic, simt nevoia de ceva. Simt nevoia să mai păstreze legătura cu trecutul, deoarecum să fie și de actualitate. Dumneavoastră, cum v-ați inspirat? Cum v-a venit această idee, arhitect fiind, să prezentați lumii o altă față a, să zic eu, al culturii, a maramureșenii și românești? Mm-hmm. Pentru că dumneavoastră prezentați, oriunde mergeți în lume, autentic, dar stilizat.
Adică sunteți corectă. Ce înseamnă autentic? Înseamnă autentic. Ce înseamnă stilizat? Este stilizat. Nu le-ați confundat și nu le-ați amestecat. Bună dimineața, la mulți ani și lăudăm pe Iisus. Deci este o formulă pe care am învățat-o aici. Așa. Ce să vă spun? Când ați început? Deci în 1972, când am venit prima dată în Maramureș, m-a impresionat portul popular al tinerilor, copiilor, vâsnicilor la horă. Deci pentru mine acest lucru a fost atât de impresionant și inedit încât, nu știu, cred că Dumnezeu mi-a dat ideea de a transpune acest costum pe de strat autentic pe niște veșminte pentru copii și numai pentru copii și tineret. Deci proiectul meu de totdeauna a început în ce an? În 1972. Deci după ce ați plecat din Maramureș, ați pus în practică în București? Mi-am luat un creion și o hârtie și am început să desenez. Și aveam aproape în fiecare noapte o altă idee, o altă idee, încât mi s-a umplut un bloc notes numai cu schițe. Zic, hai să le pun în practică. Deci proiectul meu de totdeauna, deci de atunci, este de la costumul popular autentic la cel stilizat. Ce înseamnă stilizat? Înseamnă a prelua bucăți din original, din veșmintele, din fețe de mese, din fețe de pernă, din ștergare, evident, și transpuse pe un material care se asorta. Și așa au apărut cele 7 colecții ale mele de costume stilizate. Le puteți enumera în așa, da. Deci, în afară de colecția de costume populare autentice din toate regiunile țării, am realizat o colecție numită Ștergare. Ce reprezintă sunt din fețe de mese, din ștergare propriu-zis, care se pun la icoane, care se pun la diferite tablouri importante, oglinzi, din chiar lepedeu, așa e? De cânepă. Da, din acest lepedeu am realizat alte costume pentru copii și deci am realizat aceste costume și le-am plimbat la Paris, la Viena, la Budapesta, Berlin, Roma, Bratislava, invitată fiind de centrele culturale ale României din aceste orașe. În continuare pot să spun și o altă colecție. Colecția alb-negru. Colecția alb-negru reprezintă binele și răul și o rază de soare. Deci totul este, toate rochițele sunt alb și negru și cu fir auriu. Și ele sunt o oglindă a diferitelor costume din țara noastră, că sunt maramureși, că sunt moldovenești, că sunt dobrogene, că sunt Sibiu, că sunt Brașov, toate sunt alb și negru. Deci ați încercat de la portul tradițional din întreaga țară, ca să înțeleagă, poate mai bine cei care ne urmăresc acum, ați încercat să preluați ideea de la autentic și să o stilizați, aducând câteva idei personale. Thank you.
faci la coasă? Nicăierea nu găsesc, nici cântecul cel duios, nici plăcăul inimos. În știrile trecute, mi-a vrut să le asculte, să le poartă în veșminte, dar și în suflet și în minte. Thank you.
Nu întâmplător facem această emisiune, dragii noștri, pentru că poate noi și astăzi găsim oarecum mult mai ușor să ne dezrădăcinăm de portul nostru tradițional și constat că este așa parcă un val, că e mai ușor să simt îmbrăcați domnește decât țărănește, cum zicem noi. Dar portul tradițional este un port care te înnobilează, care te înfrumusețează. Și dacă ți este greu să-l duci pe cel original, iată că doamna Ardelea și alți creatori de modă au găsit diferite modalități de a nu te dezrădăcina în totalitate. De a-ți găsi o modalitate să mai păstrezi legătura și, cum îmi place mie să spun, să fii român pe ambele picioare, nu doar pe un picior. Adică ne păstrăm limba, trăim în România, dar noi nu ne mai ducem portul, nu ne mai ducem obiceiurile, nu ne mai ducem horile, nu ne mai ducem arhitectura gospodăriilor. Deci multe lacune care sau lucruri care pe noi ne ne făceau să fim români, astăzi, din păcate, le pierdem. Am mai adus aici în coș și câteva ciururi. Femeile le puneau de mult la geamuri, la ferestre. Ferestre sau la cerceafuri, am văzut. Sau la cerceafuri, da. Uite, da. Uitați, de exemplu, în altă țară, nu a Maramureșului, a Chioarului în special și nu numai, se folosesc foarte mult ciurul. Da, am văzut foarte mult de Paști când am fost la biserica... unde am fost noi sus acolo a fost și erau dintr-un sat și aveau bluze pe iile lor, erau aceste dantele. Bineînțeles că eu am preluat acest lucru și am făcut și eu bluze și ii stilizate cu aceste ciururi, așa le zicem noi. Da. Nu fiecare zonă, fiecare țară îl denumește în stilul lor. Dar totuși, asta era ideea, căci dacă aveți lucruri care nu vă trebuiesc, poate sunt persoane care le pun într-o altă lumină și știu să se bucure de ele, nu înseamnă că trebuie neapărat să le ardă focul. Că noi avem tendința, și a fost tendința după 89, parcă să ardem de la cămeș, țoluri, lipideau, fețe de pernă, cerge, eu știu câte ați mai avut fiecare, le-ați premecit oarecum. Și am preluat câte o bucată, da, așa, și puneam în față pe bluză, la mânecă și jos, la poale. Deci, ca să le aduc valoarea lor și în veșmintele stilizate de mine. Da. Deci o altă colecție se numește Roșu și Negru. Tot așa, fiecare costum care este făcut este de cu motive din diferite regiuni ale țării, dar și cu câte o bucățică autentică. Orică este așezat pe piept, orică este așezat undeva pe poale sau chiar o combinație, asta arată dragostea mea pentru portul popular. Trebuie să rămână ceva în noile mele creații autentic.